După dezastrul lăsat în urmă de ploile din luna februarie acestui an, lucrările de reparații din Bumbeș-Pițic continuă. Sorin Arjoca, subprefectul județului Gorj, a declarat că autoritățile locale au reușit în mare parte cu resurse proprii să refacă drumul distrus de alunecările de teren. Săptămâna trecută, aceștia au solicitat sprijin instituției prefectului în vederea aprovizionării cu motorină pentru a continua lucrările de reabilitare a drumurilor de acces. Sprijinim autoritatea locală, pentru că alunecarea respectivă s-a stabilizat și autoritatea locală, mă rog, comitetul local și cei de la primărie au reușit în mare parte, cu mijloace proprii, cu resurse proprii, să refacă drumul Sătesc 25. Dar săptămâna trecută ne-au solicitat dacă putem să-i sprijinim să aprovizioneze niște motorină, pentru că mai au de finalizat și mai ales trebuie să finalizeze și accesul la terenurile agricole din zonă, pentru că oamenii încep să cosească. Cantitatea solicitată de autoritățile locale din Bumbești-Pițic este de 500 de litri de motorină. Solicitat în jur de 500 de litri de motorină, dar având în vedere că cei de la Turceni primiseră o tonă și vreo 100 de litri, vom încerca să transferăm toată cantitatea ca să lichidăm și problema de la ei, în ideea că oricum acolo este foarte mult de lucru. În luna februarie, în localitatea Bumbești-Pițic, după ploi repetate, alunecările de teren le-au dat bătăi de cap localnicilor. O casă a fost înghițită de pământ și alte patru au fost evacuate, oamenii lăsând în spate munca lor de o viață și plecând la rude sau la adăposturile oferite de autorități pentru a fi în siguranță. În Gorj, 11 localități au primit sprijin din partea autorităților, suma totală a lucrărilor fiind de aproximativ 160 de miliarde de lei vechi.